Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 2, începând cu versetul 36 și până la versetul 41, pagina 1057 în Sfânta Cartea lui Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 2, începând cu versetul 36. Să știe bine, dar toate casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, preietarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru, Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturiseau, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Amin. Vă vi să ocupați locurile. Atunci când avem o slujbă specială de botez, așa cum avem în această masă, pentru unii dintre noi s-ar putea să se, să se ridice cel puțin două întrebări. Prima întrebare este următoarea: oare ce înseamnă botezul acesta? Și nu vreau, nu vreau să spun foarte multe lucruri despre ce înseamnă botezul acesta. Și vreau să vă spun doar ceea ce spunea Petru: că botezul acesta este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Adică ceva s-a întâmplat înainte de momentul acesta, ceva care a avut ca rezultat acea curățire interioară, spălare interioară făcută de Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Dar dincolo de asta, vreau să vă spun că botezul este un act de curaj. În urmă cu vreo două săptămâni am fost undeva într-un alt oraș la un botez în apă și am spus lucrul acesta și acolo. Botezul este un act de curaj. După ce s-a încheiat toată slujba, a venit la mine un domn și a zis, domnule, ați făcut această afirmație că botezul este un act de curaj. Vreți să spuneți că cei care nu se botează n-au curaj? Și am zis, cam așa. Bine, cum puteți spune asta, a zis către mine. Eu am fost militar de carieră. Puteți spune că n-am avut curaj ca militar de carieră? Nu, 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 nu asta am spus. N-aveți curajul să vă botezați sau aveți curajul să vă botezați? N-am mai zis nimic. Pentru că, dragii mei, botezul este un act de curaj. Mai ales atunci când îi pătrun semnificația și știi la ce te angajezi. Te angajezi să-L slujești pe Dumnezeu toată viața oricât de ostil ar fi împrejurările prin care treci în viață, îl slujești pe Dumnezeu până la capăt. Deci, dar a doua întrebare pe care s-ar putea să ne punem este următoarea. Cine sunt oamenii aceștia? Unul o să zică, a, e fica lui sau e mama lui sau e fiul lui sau fratele lui Lucutare. Da, ați putea să identificați așa. Dar, dragii mei, dar la întrebarea aceasta, cine sunt oamenii ăștia care se botează, aș putea spune foarte simplu, sunt oameni făcuți din același aluat ca și noi. Adică din pământ, din țărână. Asta spune Sfânta Scriptură. Suntem din țărână. Oricât de bine ne-am noi, dragii mei, oricât de puterni sau de deștepți, sau cine știe cum, suntem făcuți din țărână. Și acolo ne întoarcem într-o zi în țărână, spune Sfânta Scriptură și realitatea o confirmă. Dar cu toate acestea, că sunt făcuți din același aluat ca și noi, adică din țărână, oamenii aceștia au decis într-o zi ceva. Știți ce anume? Să treacă dincolo de lucruri pe care le-au auzit, adică să treacă la fapte. Noi trăim într-o într vreme, suntem o generație, noi și copiii noștri poate, o generație care la care ne place să ascultăm foarte multe lucruri noi, să auzim. Și umblăm aici, umblăm colo și navigăm aici și navigăm colo. Știm multe lucruri din politică, știm foarte multe lucruri din sport, știm foarte multe lucruri, dragii mei, din cum merge economia sau cum nu merge economia, cum poate chiar din religie. Și, dragii mei, suntem foarte preocupați să auzim ceva nou din religie. Și nu contează, dragii mei, dacă cine se spune este adevărat sau nu este adevărat, este în acord cu Scriptura, ne place. Oamenii aceștia au decis într-o zi să treacă dincolo de ceea ce au auzit. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. După ce au auzit aceste lucruri, spune Sfânta Scriptură, oamenii aceștia n-au rămas la ce au auzit au trecut la ceva practic. Și -o spune Sfânta Scriptură, s-au botezat în apă. Foarte scurt vreau, dragii mei, să vorbesc despre oamenii care trec dincolo de auzire. Că fiecare dintre noi din locul acesta, aici sau în altă parte, la biserica asta sau la alte biserici, am auzit câte ceva din Scriptură. Că ni se citește din cartea asta, fie de la acesta, în vor fie de la un altar dintr-o altă biserică câți am decis să trecem dincolo de auzire. Dincolo de a spune, e frumos, e plăcut, e... să începem sau să decidem să facem ceva din ceea ce auzim. E, oamenii aceștia, dragii mei, vreau să cred că sunt oameni care trec dincolo de ceea ce au auzit. Și întrebarea pe care mi-a pus-o când am citit cuvântul ăsta a fost următoarea. Cum sunt oamenii aceștia care trec dincolo de auzire? mai întâi de toate, oamenii aceștia sunt niște oameni care și-au făcut o evaluare spirituală serioasă, personală serioasă. Ma, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră din sală cum stați din punct de vedere spiritual, ce ați zice? Dragii mei, sau pe cei de aici din cor? Chiar pe ei, cum ea, dacă i-aș întreba? Foarte repede, unul dintre noi am zice, gândindu-ne la, la, ceva practic din viața noastră spirituală, am zice, stăm binișor. Dar de unde ați ajuns la concluzia asta? De unde? Știți de ce? Ajungem de repede la această concluzie. Obișnuim să ne evaluăm prin comparație. Și să zicem, eu stau binișor pentru că nu fac ce face celălalt sau ce fac ceilalți. Ceilalți în jur, eu nu jur, ceilalți fumează, nu fumez, ceilalți beau, nu beau, eu nu beau, ceilalți uh, uh, fac grele, uh, nu fac grele. Și dacă stau prin comparație, o comparație de felul acesta, zic stau binișor. Sau eu stau binișor pentru că fac ce nu fac ceilalți. Adică mă duc mai des la biserică, mai fac câte o dărnicie. Dar ce Știți că fariseul s-a dus la templu, spunea Domnul Iisus Hristos, s-a așezat undeva într-un loc, poate mai în centru, și undeva mai la margine stătea vameșul acela și fariseul zicea prin comparație, eu sunt mai bun decât ăsta. Eu nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul ăsta. Eu postez, eu dau zeciuială, adică stau binișor. Și a zis Domnul Iisus Hristos, oameni buni, ăsta care a zis că stă binișor, nu s-a întors acasă socotit neprihănit și a făcut o evaluare prin comparație și a zis, stau binișor. Ei, oamenii care trec dincolo de auzire sunt oamenii care își fac o evaluare serioasă înaintea lui Dumnezeu și pun această întrebare serioasă, fraților, ce să facem? Fraților, trebuie să facem ceva. Adică nu e suficient să auzim, să fim impresionați să ni se predice frumos, că a predicat aici, n-am citit toată predica, a predicat apostolul Petru. O predică superbă. Dar mei, oamenii aceștia când au ascultat această predică s-au analizat din perspectiva acestei predici și au zis, trebuie să facem ceva. Ce să facem? Nu au fost singuri care au pus această întrebare, știți? Când Domnul Iisus Hristos i s-a descoperit lui Saul din Tars, era un om foarte religios și el, avea o părere bună despre sine. Când i s-a descoperit pe drumul către Damasc și a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Știți care a fost întrebarea finală a lui Saul din Tars, prăbușit acolo în praful de pe drum. Știți care a fost întrebarea? Doamne, ce vrei să fac? Adică vreau să trec dincolo de a te auzi, de a, de a, -auzi, de a, de a te auzi cum mă chem pe nume și uh, am te descoperi. Ce trebuie să fac? Când Pavel și Sila au, fost, au cântat atunci în noaptea aceea în temniță și s-a cutremurat temnița, s-au deschis ușile temniței și într-un final temnicerul i-a luat acasă și acolo Pavel a început să, să îi spună despre Domnul Isus Hristos. Știți care a fost întrebarea temnicerului? Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Adică mi-ați spus despre Domnul Isus Hristos, mi-ați spus ceva din Evanghelie, dar vreau să mă duc dincolo de auzire, pentru că dacă stau să mă analizez din perspectiva ceea ce mi-ați spus, eu trebuie să fac ceva. E oamenii aceștia care, care își fac această evaluare serioasă, dragii mei, pun această întrebare, ce trebuie să fac? Și n-au liniște, ascultați-mă bine, n-au liniște până când fac ce trebuie să facă. Spuneți, Sfânta Scriptură, aici că în acea zi, în ziua aceea când au auzit, când și-au făcut evaluarea, în ziua aceea când au pus această întrebare și li s-a spus ce trebuie să facă, oamenii aceștia au făcut ce le s-a spus că trebuie să facă. S-au botezat aproape 3.000 de oameni. Mulți sau puțin? Ce ziceți? 3.000 de oameni într-o singură zi. Am fost la Ierusalim, am fost în Tara Sfântă în cu câțiva ani și am ajuns la Ierusalim. Ne uitam acolo unde au putut fi botezați 3.000 de oameni într-o singură zi. Mi s-au arătat acolo niște vase de piatră. 3.000 de oameni! Oameni care au decis să treacă dincolo de auzire, să se evalueze pe sine și să-și pună întrebarea ce trebuie să facem, pentru că trebuie să facem ceva. În al doilea rând, dragii mei, oamenii care, care decid să treacă dincolo de auzire. Sunt oameni care au o altă inimă. Acum, dacă v-aș întreba în această după masă cum vii inima, poate v-ați gândi la, la pompa asta care pompează uh, sângele în organism. Și unii zice, e sănătoasă inima. Alții poate ar zice, am probleme cu inima, că iau câte o pastilă, mă tratez. Nu, nu. Cum vii inima, nu organul acesta care pompează sângele inima aceea din punct de vedere spiritual. Pentru că, dragii mei, oamenii care trec dincolo de auzire au o altă inimă. Zice Sfânta Scriptură aici că au rămas străpunși în inima lor. Dar cum era inima înainte? pietrită, insensibilă. Și, dragii mei, oricât ai încerca să încălzești o piatră, s-ar putea să ridici puțin temperatura, dar când ai îndepărtat uh, sursa de căldură de acolo, se răcește din nou. S-ar putea ca o inimă împietrită, o inimă insensibilă, să se încălzească undeva într-o atmosferă domnicească la o cântare sau la o predică sau la o experiență, o mărturie. Dar a trecut momentul acela și inima este tot rece de piatră și insensibilă. Ei, oamenii aceștia, dragii mei, aveau o altă inimă, o inimă sensibilă. Sensibilă la ce a zis Dumnezeu, la ce li s-a spus că trebuie să facă, o inimă, dragii mei, doritoare să facă ce a zis Dumnezeu prin Scriptură că trebuie să facă. O altă inimă. Am citit despre cineva care a văzut așa o, o adunare de oameni, cum suntem noi în această seară, aproape toți au început să plângă la un mesaj, la o predică și cineva a zis ce minunat să vezi o adunare de oameni plângând la mesajul lui Dumnezeu. La mesajul din Scriptură. Cineva a zis, care cunoștea toate lucrurile, a zis dar mai uimitor este să vezi mulțimea asta de oameni cum încetează să plângă imediat ce se termină predica fără să se mai gândească deloc la ceea ce s-a predicat. Și fără să, să se gândească că ar trebui să continue să plângă după mesajul ăsta lui Dumnezeu, gândindu-se că mesajul ăsta este lumina lui Dumnezeu care a venit peste ei. Că s ar putea să fim încălziți, impresionați pentru un moment la o predică sau la o cântare, să ne meargă la inimă. E ceva ce ne place. Ne-am încălzit puțin. Dar atunci când rămâi străpuns în inimă și treci dincolo de auzire. În momentul acela, dragii mei, inima se schimbă. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Așa se ruga psalmistul în Vechiul Testament. Adică o inimă nouă, o altă inimă, o inimă sensibilă la tot ceea ce zice Dumnezeu. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. În al treilea rând, oamenii care trec dincolo de auzire sunt oameni care trec dincolo de religie. Fiecare dintre noi avem religia noastră. Și, de regulă, religia este formată din niște reguli, niște practici. Până oare evrei aveau, după religia lor, câteva ocazii când erau obligați toți bărbații să meargă la Ierusalim, că e sărbătoare. Sau, după religia lor, trebuiau să postească, trebuiau să dea zeciuală, trebuiau să facă dărnicie, să se roage. Și oamenii ăștia mulți, pentru că am citit în același capitol din care am citit șase dimineața în locul acesta, erau la Ierusalim pentru că religia le spunea trebuie să meargă la Ierusalim de ziua Rusaliilor sau cinzecimea. Dar era destul? Să-ți faci ritualul, să te duci după religia ta să împlinești Practica religioasă e destul? Sau trebuie să treci dincolo de ceea ce înseamnă religie, practica religioasă? Îi spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia, veniți după religia lor la Ierusalim, care au trecut dincolo de auzire, au vrut să treacă dincolo de practica religioasă. Și au zis, fraților, ce trebuie să facem? ce dincolo de practica religioasă? Aveți un răspuns la întrebarea asta. ce dincolo de practica religioasă, de religia pe care o avem, noi sau alții? Ce este dincolo? Știu că nu o să sune bine pentru unii. Este ceea ce zice Petru aici, pocăința. Că poți să-ți împlinești cu strictețe religia pe care o ai, chiar asta pe care o are biserica asta și fără să fi trecut dincolo, să experimentezi ce înseamnă pocăință înaintea lui Dumnezeu. Știți că pocăința este o poruncă a lui Dumnezeu găsită în cartea asta de aici și în cartea care este pe fiecare altar din fiecare biserică. În faptele Apostolului Dumnezeu, în faptele apostolului Apostolul Pavel, inspirat de, Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, zice așa, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și mai spuneam în locul acesta și în altă parte, pocăință nu înseamnă să treci neapărat de la denominația asta la denominația asta sau de la biserica asta la o biserica asta. Pocăință înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu, să treci serios prin viața ta și să vezi viața mea cum e acum. E, poate fi trecută la bine sau la rău. Cum e viața mea? Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură în Daniel, capitolul 9, că într-o zi, când omul ăsta citea din cărți, din cărțile sfinte, și-a descoperit ceva din promisiunea lui Dumnezeu, a venit înaintea lui Dumnezeu cu pocăința adevărată pentru sine și pentru națiunea lui. Și a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis, noi am păcătuit. Noi ne-am abătut de la poruncile tale, de la legile tale. Noi n-am ascultat de prorocii adică de cei care ne vorbeau în numele tău. Ceea ce am trăit, noi a fost să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Și omul ăsta își trecea viața lui, sau își analiza viața lui, dragii mei, în perspectiva acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și a zis, suntem vinovați. Că asta înseamnă pocăință. Să ajungi la concluzia, când stai înaintea cuvântului, înaintea lui Dumnezeu, să luai această concluzie. Suntem vinovați. Știți, David în Vechiul Testament împărat, om după inima lui Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură, a avut momentul lui de prăbușire. Și a zis el, când s-a analizat înaintea lui Dumnezeu, am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi fără vină în judecățile tale. Vei fi drept în judecățile tale și fără vină în hotărârile tale, a spus David. Am făcut ce este rău înaintea ta. Deci, mai fără momentul acesta de analiză personală, ați trece așa prin viața ta, dragii mei. N-ai cum să treci dincolo de vorbe, dincolo de religie. Rămâi cu religia ta. Vi la biserica asta și stai pe bancă. Ți sărbătorile, îți spui rugăciunile, mai citești prin Scriptură, mai faci câte o dărnicie. Dar n-ai trecut dincolo de ceea ce înseamnă să faci practic ce zice Dumnezeu, dincolo de auzire. Pocăință înseamnă să-ți treci așa prin viață în modul cel mai serios. Și apoi să iei viața asta așa cum o găsești. Mizerabilă poate uneori să o duci înaintea lui Dumnezeu. Știți? Despre David vă spunem ceva mai înainte. Omul ăsta, după ce a păcătuit grav înaintea lui Dumnezeu, a avut o perioadă în care, în care a stat și a tăcut și a încercat să ascundă și a zis el, câte vreme am tăcut. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele. Adică voi sta și voi spune lui Dumnezeu așa cum este, cum, cum este viața mea. Am fost undeva într-o biserică și poate și aici am spus cum mai mulți ani urmă, am pus următoarea întrebare, frații mei, prieteni dragi, care dintre dumneavoastră ați acceptat ca pe ecran aici în fața bisericii să ruleze viața dumneavoastră din ultimele 24 de ore? Nu văzut tuturor. Ați acceptat careva? Niciunul. De ce? Pentru că știm că în ultimele 24 de ore am făcut lucruri care trec în acest capitol rău. Și când o să vadă mama, când o să vadă tata, când o să vadă uh, băiatul sau fata sau păstorul de biserică, o să scad în ochii lor Dragii mei, când filmul ăsta al vieții mele rulează înaintea lui Dumnezeu, că rulează înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu știe fiecare secundă din ultimele 24 de ore. Știți ce se întâmplă? Știți? Cresc în ochii lui Dumnezeu. Mizeria asta din ultimele 24 de ore, când este luată și pusă cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, cresc. În ochii lui Dumnezeu. Știți? Dumnezeu l-a trimis într-o zi pe Ilie la Ahab, împăratul Ahab, un împărat idolatru. L-a trimis și a zis lui Ahab, Dumnezeu o să nimicească toată casa lui Hab. Nu vă, nu vă detalez toată, toată istoria asta acum pentru că timpul trece. Și după ce a plecat Ilie, aducând mesajul ăsta de la Dumnezeu că o să nimicească toată casa lui Ahab, spune în Sfânta Scriptură, Ahab s-a îmbrăcat în sac, a început să postească, să se pochească înainte lui Dumnezeu. Știți ce a zis Dumnezeu către Ilie? Ai văzut cum s-a zmerit Ahab? Dintr-o dată Ahab crește în ochii lui Dumnezeu. Și zice Dumnezeu lui Ilie, întoarce-te și spune lui Ahab că nu s-a dună în asta în timpul vieții lui. Pentru că atunci când Ahab a mers cu, cu toată mizeria lui înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, în, în procesul ăsta al pocăinței, a crescut în ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să ierte. Asta înseamnă pocăință. Să te duci înaintea lui Dumnezeu sincer. Fiul risipitor și-a trăit viața o parte din viață de parte de tata, după ce a întors spatele, a trăit în mizerie, a cheltuit tot ceea ce a dat tată. și într-o zi, zice Biblia, și a venit în fire, adică a venit mintea la cap. Și a zis, eu mor aici de foame în casa tatălui meu și argați, eu duc bine, o să mă întorc acasă la tata. Dar ce i spun? Ce -i spun că mă întorc acasă? Cum mă prezint? După ce am întors spatele tatălui meu, mi-am bătut joc de munca lui și de dragostea lui, că mi-a pus o parte de avere în traistă și am plecat de acasă, ce i spun când mă întorc acasă? Știu ce o să zic cuvinte magice. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Primește-mă! Și, dragii mei, cuvintele acestea ale pocăinței au despărțit, au deschis brațele Tatălui și spune Sfânta Scriptură că l-a îmbrățișat. A căzut pe grumazul lui și a plâns. Pentru că Dumnezeu, Tatăl din cer, are resurse suficiente să ne ierte de orice păcat. Cât de mare, cât de multe ar fi ele? Dumnezeu are resurse să ne ierte, slăbi, să fie în numele Domnului. Mai spun un singur lucru, dar jumătate și apoi închei și asta foarte scurt. Oamenii care trec dincolo de auzire se pregătesc să experimenteze rusaliile. M-ați auzit? Ce faceți astăzi nu este punctul final al parcursului vostru pe această cale a lui Dumnezeu. Zice apostolul Petru așa aici: Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat, și apoi urmează un apoi. Sunteți botezați astăzi, veți fi botezați. Urmează un apoi. Și acest apoi înseamnă să primiți Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți de ce? Aveți nevoie de putere de sus. Pentru că, pentru că angajamentul acesta pe care îl veți lua peste câteva minute acolo în apa botezului, să-l puteți ține, să-l duceți până la capăt. Nu prin puterea voastră. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dragii mei, această umpere cu Duhul lui Dumnezeu este parte lucrarea lui Dumnezeu, e promisiunea lui. Avem noi o cântare, Doamne, mai vrem rusalii cu limbi de foc să le împrăștii Adică tu să faci ceva. E ceva ce ține de Dumnezeu. Dar, dragii mei, este ceva ce ține și de noi. Ucenicii au experimentat în ziua asta, 50 mai experimentat această umplere de sus. Această împlinire a promisiunii pe care Domnul le-a făcut-o înainte de a se la cer. Dar, dragii mei, a fost și partea lor în această experiență. Au stat nu s-au îndepărtat de Ierusalim, au ascultat de ce l-a spus Domnul, până când a venit această prezență. Spunea Domnul Iisus Hristos că dacă voi care sunteți răi să dați darul bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din cer va da, continuați noastră. Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dumnezeu să vă ajute după ce treceți de hopul acesta, de momentul acesta, să vă pregătiți pentru Rusalii. Adică să fiți îmbrăcați cu putere de sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, oamenii aceștia sunt din același pământ ca și noi, ca și dumneavoastră. Cu limitările lor, cu vulnerabilitățile lor, cu istoria lor. Numai că au decis într-o zi să treacă dincolo de auzire și să facă ce zice Dumnezeu. Dacă sunt îmbrăcați în haine albe, este pentru că. Au zis, vrem să facem ce ni se cere prin scriptură. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin.